Banii obținuți din vânzarea biletelor la concertul susținut de Ștefan Bănică Junior, spectacol organizat la inițiativa președintelui Consiliului Județean Buzău, Cristi Bugiu, și Asociației Pro Green Terra, au ajuns la Spitalul Județean Buzău. Din cele aproape 2200 de bilete vândute, suma strânsă a depășit 65.000 de lei. 60.000 de lei a fost suma destinată dotării secției de pediatrie a spitalului. Banii obținuți din vânzarea biletelor la concertul susținut de Ștefan Bănică Junior și organizat de președintele Consiliului Județean Buzău și Pro Green Terra au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Banii au fost destinați către secția de pediatrie a Spitalului Județean. Cei 60.000 de lei au fost deja cheltuiți de reprezentanții Spitalului Județean, secția de pediatrie a fost de curând renovată, iar aparatele medicale sunt singurele care lipseau pentru ca secția să fie complet modernizată. Banii au fost destinați către secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru dotarea secției, respectiv achiziționarea de aparatură medicală, electrocardiograf, electroencefalograf, monitoare funcții vitale, puls oximetre și nebulizatoare. Restul fondurilor strânse în urma concertului lui Ștefan Bănică Junior va fi folosit pentru organizarea unor cursuri de ecologie pentru copii.